Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, a organizat un eveniment editorial deosebit care a bucurat numeroși iubitori de sport. Joi seară, jurnalistul sportiv Nicolae Gavrea și-a lansat volumul intitulat Jurnal Olimpic Tokyo 2021, Olimpiada în pandemie, a cincea carte scrisă de reputatul ziarist. Jurnalistul Nicolae Gavrea vine astăzi în fața noastră cu o carte incitantă în care ne mărturisește amintirile legate de participarea sa în calitate de ziarist sportiv la Olimpiada de vară de la Tokyo, olimpiadă care a avut loc în anul 2021 și nu în anul 2020 din cauza pandemiei. Bun cunoscător al fenomenului sportiv românesc, de care este legat primit de fire încă din tinerețe, Nicolae Gavrea a reușit de fiecare dată să transmită emoție și respect față de toți cei care au concurat sub culorile tricolorului nostru românesc. Cartea pe care astăzi o lansăm transmite de asemenea întreaga atmosferă de fair play sportiv de la cea mai îndrăgită competiție sportivă din lume. Îi mulțumim domnului Nicolae Gavrea pentru această carte minunată, îl așteptăm cu alte cărți noi pe care desigur să le lanseze cu ajutorul Consiliului Județean Hunedoara și a Bibliotecii Județene Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva. Cu ocazia lansării volumului Jurnal Olimpic Tokyo 2021, Olimpiada în pandemie, colegul nostru de breaslă, Nicu Gavrea, a vorbit despre cum a trăit pe viu jocurile de vara trecută din capitala Japoniei, experiența fiind una inedită. Jocurile olimpice în pandemie față de o ediție tradițională înseamnă foarte multe restricții. Pentru jurnaliști în special, eu am trăit mai multe ediții ale Jocurilor Olimpice. Cea de la Tokyo a fost una deosebită datorită faptului că jurnaliștii au fost restricționați până și la plimbările prin oraș. Am avut posibilitatea însă să participăm la competiție, să vedem bazele sportive, unele s-au schimbat, altele nu. La Tokyo față de Rio sau față de Beijing sau față de Atena, la care am fost, am avut niște restricții deosebite. Faptul că nu am putut să circulăm liber în oraș, faptul că a trebuit să respectăm niște condiții de securitate maxime, faptul că în fiecare dimineață a trebuit să facem teste, faptul că ai făcut teste și ai așteptat până 2-3 ore ca să poți să te duci pe bazele sportive. Transportul a fost asigurat în niște condiții deosebite, în sensul că era de așa natură organizată încât nu puteai să cobori. Chiar dacă treceam pe lângă hotelul meu, trebuia să mă duc la baza sportivă să mă întorc din nou la autogară sau la centrul de presă. Asta a fost. Foarte multe lucruri care se pot întâmpla. Cartea a fost lansată printr-o fericită coincidență în timpul desfășurării Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing. Prezent la 4 ediții ale Olimpiadelor de vară și la una de iarnă, Nicu nu îi invidiază pe jurnaliștii care sunt acum în China, aceștia trăind experiențe mai dure decât cele de la Tokyo din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Nu aș vrea să fiu în pielea colegilor mei care sunt acolo la Beijing. Ce se aude de acolo? Condițiile pentru gazetari sunt mult mai drastice, în sensul în care unii, dacă nu prind mașinile de la bazele sportive să se întoarcă în baza de la Beijing, rămân peste noapte în munte la temperaturi de minus grade. După aceea sunt obligați să servească masa cu meniul tradițional chinezesc, ceea ce nu este chiar plăcut pentru gazetari din Europa, zic eu. Faptul că se testează de mai multe ori în cadrul unei zile, poți să fii testat dimineața la prânz, seara, la ieșire din hotel sau la intrarea în hotel, ceea ce mie mi se pare că este normal pentru ei, dar președintele Federației Asociației Internaționale Presei Sportive, Gianni Merlo, a făcut un protest oficial din partea jurnaliștilor de la Beijing, acuzând faptul că organizatorii au făcut, dar n-au făcut totul. Jurnal Olimpic Tokyo 2021, Olimpiada în pandemie, este a treia lucrare a lui Nicolae Gavrea despre jocuri, după cele de la Beijing 2008 și Rio 2016. La lansare, autorul nu a spus multe despre carte, lăsând cititorilor plăcerea de a o savura, dar a vorbit despre meseria de jurnalist sportiv, pe care o face cu pricepere și dăruire de mai bine de 4 decenii, și despre gimnastică, sportul său de suflet, căruia i-a dăruit un volum de excepție, Gimnastelor cu dragoste. A fi jurnalist sportiv nu e o meserie foarte frumoasă. Este o meserie pentru care trebuie să muncești. Mi-am dorit, când eram mai tânăr, când am venit în școala și am venit la liceul sportiv, a fost o întâmplare, dar nu vă spun cu altă ocazie acest lucru. Mi-am dorit să fiu doctor, mi-am dorit să fiu profesor.
Sunt profesor de educație și sport. N-am fost nici măcar o oră, pentru că nu mi se potrivește să profesez, că nu e un lucru foarte interesant. Mi-a plăcut și am avut posibilitatea să aduc pentru comunitatea din DEPA, din Hunedoara, din județ, din regiunea noastră, din țară, am avut posibilitatea să aduc informații dintre cele mai utile. Gimnastica rămâne sportul meu și pentru cei care sunteți în sală și nu ați primit cartea aceea Gimnastelor cu dragoste, am mai câteva ajutare, le-am adus aici și le doresc cu suflet, din suflet. Cartea pe care și astăzi o lansez a fost scrisă cu suflet, cu amintirile pe care le-a avut, cu trăirile pe care le-a avut jurnalistul sportiv, într-o competiție la care am trăit și multe, și bune, și rele, în care, dacă ești, dar o să vă las să citiți dumneavoastră să vedeți cum a fost acolo. În mod firesc, de la lansare nu au lipsit oameni din lumea gimnasticii, printre care s-a aflat și marea campioană Gina Gogean. O încântare și o plăcere să vin. Am venit cu drag, cu mari emoții. Aștept să citesc cartea, să mă duc acasă și să citesc cartea Jocurile Olimpice în pandemie. Cred că va fi foarte interesantă, cu foarte multe, mă rog, surprize de la o zi la zi, pentru că, na, știm cu toții vremurile care suntem. Ce să zic, dintotdeauna a fost un om care a fost alături de sport, este alături de sport, un om documentat și care ne-a adus tot timpul toate știrile la zi și ne-a făcut să fim informați. La lansarea celui de-al cincilea volum semnat de Nicolae Gavre au fost prezenți și alți mari sportivi despre care acesta a relatat de-a lungul carierei sale. Da, în primul rând vreau să-l felicit pentru toată cariera dânsului. În al doilea rând mă bucur foarte mult pentru că am cunoscut un om deosebit și un jurnalist care, din punctul meu de vedere, are o carieră mare în spate și de carte ce pot să zic, n-am citit-o, acum am uitat puțin pe ea, vreau să răsfoiesc și să mă uit pe ea să citesc, pentru că am înțeles că e foarte interesantă. Să-i dea Dumnezeu sănătate, în primul rând, și să poate să meargă și la următoarea olimpiadă. În semn de prețuire și recunoștință, Biblioteca Județeană Ovidensu-Șanu Hunedoara Deva i-a oferit jurnalistului Nicolae Gavrea, care este și autorul unei monografii dedicate fotbalului din Simeria, o diplomă de excelență pentru activitatea de o viață pusă în slujba promovării sportului românesc și a sportului hunedorean în mod deosebit. La finalul evenimentului, Nicu Gavrea a oferit autografe celor prezenți la lansarea noii sale cărți.